Ținând cont de faptul că jucăm pe teren propriu, aș considera un semieșec un rezultat de egalitate. Pandurii suferă de complexul oțelul. Din ultimele 6 întâlniri directe, gorjenii au pierdut 5 și au reușit doar un egal. Ultima victorie în fața gălățenilor a fost pe vremea lui Sorin Cârțu în iunie 2009. Grigoraș vrea neapărat să-și bată fosta echipă la care a trăit cele mai frumoase clipe. De când e la Pandurii însă, Grigoraș a pierdut toate cele 3 meciuri cu oțelul, unul din care la masa verde cu 0-3. Indiferent pe teren, în afara lui, n-am luat niciun punct și așa cum am reușit poate să spargem gheața și la Vaslui să câștigăm un punct, poate reușim să obținem o victorie, nu ne va fi ușor. O victorie în fața gălățenilor i-ar duce pe Panduri la egalitate cu Steaua pe primul loc. Ar fi în primul rând 3 puncte extraordinar de importante și de mari pentru noi și ne-ar consolida poziția fruntașă de momentan. Nu știu dacă vom rămâne pe primul loc sau nu, dar am rămâne acolo în primele 2 și ar fi un lucru extrem de important. Grigora speră să-l folosească măcar o repriză și pe Răduț, care are lipsit de la Vaslui accidentat. Meciul cu gălățenii lui Dorinel Munteanu începe diseară de la ora 19.